Sunt fel convins că observați anumite fenomene care se petrec în societatea și în lumea în care noi trăim. Și există, dacă vreți, un trend, un curent la modă în ultima perioadă, în ultimii, pot să spun, ani de zile, în care este foarte des promovată pe toate canalele media, pe, dacă vreți, pe rețelele de socializare, pe, dacă vreți, la televiziune. Acest curent l-am numit probabil al îmbunătățirii personale. Se vorbește foarte des despre faptul că omul trebuie să se îmbunătățească, să-și îmbunătățească comportamentul. Există tot felul de oameni care sunt un fel de ideologi ai zilelor noastre, tot felul de guru din ăștia ideologici care vin și ne spun cum trebuie să fii, cum trebuie să gândești, cum trebuie să-ți resetezi mintea, cum trebuie să abordezi viața, problemele vieții. Și unul dintre curentele dominante despre care știu că Alex a predicat în urmă cu ceva timp a fost și este gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă presupune să ai o anumită atitudine mentală în fața evenimentelor cotidiene, mai grele, mai puțin grele, ceva în genul, nu știu, poate săptămâna asta te opri poliția sau te oprește poliția, ai viteză mai mare, te lua radarul și primești vestea că permisul tău trebuie să-ți ai rămas bun de la el pentru o lună de zile. Da? Acum, gândirea pozitivă, o chestie română, ce-ar spune inima ta de român? Tu l-ai, Doamne, vai de capul meu, o lună de zile, ce mă fac eu fără permis o lună de zile? Și acum gândirea pozitivă spune, hei, oprește-te, putea să ți le ia pe 4 luni, gândește pozitiv. Da? Deci gândește pozitiv, există ceva mai rău ce se poate întâmpla. Asta e un fel, dragii mei, curentul ăsta nu e ceva original, este un curent stoic din urmă cu 2000 și ceva de ani în care spunea pe ideea, pregătește-te pentru ce este mai rău, ca dacă nu se întâmplă să te bucuri. Oameni buni, indiferent de curentele ideologice pe care noi le trăim și de care avem parte în ziua de astăzi, vreau să vă gândesc, să vă spun faptul că Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, pornește cu totul și cu totul de la alte premise. Dragii mei, mântuirea noastră, pentru că despre este vorba și aici într-un mod aplicativ și comportamental în capitolul 4 din Efeseni, nu pornește, dragii mei, de la premisa unei îmbunătățiri a vieții și a comportamentului nostru. Mântuirea pornește de la premisa schimbării într-un mod radical și, dacă vreți, a transformării totale a vieții noastre. Și Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 6, cu 4, noi deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim nu o viață îmbunătățită, ci atenție, spune o viață nouă. O viață nouă. Dragii mei, în Hristos noi nu avem o viață îmbunătățită. În Hristos noi nu avem doar un comportament sau o etică, dragii mei, superioară celui care am avut-o înainte. În Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, noi avem o viață cu totul și cu totul nouă. Statut nou, gândire nouă și modul de relaționare, dacă vreți, total diferit. Dar cea mai mare problemă pe care noi o întâmpinăm în, dacă vreți, asumarea identității pe care noi avem în Hristos, de oameni mântuiți, de oameni noi, este tranziția de la vechi la nou. Vreau să știți că cea mai mare problemă a României post-decembriste a fost tranziția. Silviu Brucan a fost un profet optimist, el a zis că în 20 de ani România o să treacă de perioada de tranziție. Se pare că o trebuie să treacă cel puțin 30 de ani, să trecem, dacă vreți, prin perioada asta de turbulențe post-decembriste. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e foarte greu pentru un om să treacă de la vechi la nou. În Hristos, dragii mei, noi avem o identitate nouă. În Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar vedeți, marea dificultate pe care o au credincioșii din zilele noastre și nu numai, și partea a fost întotdeauna în istoria creștinismului, este tranziția de la vechi la nou. Este tranziția aceasta, dragii mei, grea pentru că oamenii conștientizează greu și realizează foarte greu diferențele care le avem în Hristos. De aceea, dragii mei, pentru
Pentru imaginea aceasta, ceea ce mi se pare foarte interesant este că Apostolul Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu, momentul în care scrie epistola aceasta este de undeva dintr-o închisoare. Și ceea ce este fascinant, dacă vreți, în epistola către Efeseni, este faptul că un întemnițat, cu ghilimele, luați pentru că e pentru Hristos, un întemnițat ne spune nouă cum ar trebui să ne comportăm în libertate. Ne spune nouă cum ar trebui să întâmpinăm viața, cum ar trebui să abordăm viața și problemele inerente ei. Apostolul Pavel, dragii mei, ne transpune în Efeseni aici faptul că noi, cu adevărat în Hristos, avem un statut nou. Dacă înainte eram păgâni, acum suntem creștini și este o diferență radicală. Mai mult de atât, Apostolul Pavel ne vorbește despre o gândire diferită a omului nou față de cel vechi. Dacă înainte, spune, având mintea întunecată, omul cel vechi avea o viață dominată de o gândire întunecată, omul cel nou are o minte și o gândire transformată. Pentru că Roman 12 cu 2, Apostolul Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, acolo este termenul metanoia, schimbare, transformare, dacă vreți, înnoire, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vedeți dumneavoastră, Evanghelia nu presupune conformare, ci Evanghelia presupune transformare. Este transformarea, dragii mei, pe care Hristos o face noi prin lucrarea mântuitoare de la omul cel vechi la omul cel nou. Mai mult de atât, dragii mei, este o schimbare nu doar a statutului nostru, de păgâni înainte și de creștini acum, nu doar a gândirii noastre, de gândire întunecată și una transformată, ci este vorba și despre o trăire cu totul și cu totul nouă. Dacă trăirea înainte de omul cel nou, în omul cel vechi era o trăire, dacă vreți, în desfrâu și în păcat, trăirea omului cel nou este o viață caracterizată de sfințenie. În această zi vreau să ne uităm puțin la procesul acesta de tranziție de la vechi la nou. De la vechi la nou. Acesta este titlul gândurilor mei din dimineața aceasta și nădăjduiesc, dragii mei, să-l vedem într-un mod cât se poate de practic. De la vechi la nou. Ce înseamnă schimbarea asta, dacă vreți și, dacă vezi, parcurgerea acestui drum de la vechi la nou? În dimensiunea comportamentală a vieții noastre și numai, dragii mei, sunt cel puțin patru zone în care intervin niște schimbări radicale. Dragii mei, schimbarea aceasta de la vechi la nou, în primul rând, se va produce, știți când? În momentul în care, înțelegând valoarea adevărului, vom renunța la minciună. Ăsta este un prim principiu pe care Apostolul Pavel vrea să-l sublineze aici în Efeseni, capitolul 4. Există o schimbare în viața noastră și va exista o schimbare radicală, va fi o trecere, dacă vreți, odată și pentru totdeauna, de la vechi la nou, de la omul cel vechi la omul cel nou. Atunci când înțelegând valoarea adevărului, vom renunța la minciună. Uitați ce spune versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Acum, nu vi se pare interesant că Apostolul Pavel scrie epistola asta un unor păgâni? Asta nu e o predică de evanghelizare. Apostolul Pavel scrie aceste rânduri unor oameni care îl cunosc pe Hristos. Unor oameni care sunt botezați în apă, unor oameni care sunt botezați cu Duhul Sfânt, unor oameni care au darurile Duhului Sfânt. Aici, repet, nu-i pentru evanghelizare, ci este pentru consolidarea unei biserici mesajul ăsta. Și cu toate acestea, Apostolul Pavel spune direct, ferm și radical că cei din Efes au o problemă. Și prin Duhul Sfânt, dragii mei, omul ăsta, Apostolul Pavel, pentru că eu cred și bănuiesc că și dumneavoastră, nu contestați revelația pe care Pavel o are de la Duhul Sfânt când scrie celor din Efes. Oamenii ăștia au o problemă cu minciuna. Pot să vă întreb, oare după 2000 de ani în Oradea, hai să zicem și în comunitatea noastră, avem probleme de genul ăsta? Oameni botezați în apă, oameni botezați cu Duhul Sfânt, oameni care au și daruri, oare mai există o astfel de problemă în viața noastră? Pentru că, dragii mei, câtă vreme minciuna este pregnantă în viața noastră, avem serioase probleme să ne asumăm statutul și condiția de oameni noi în Hristos. De aceea Apostolul Pavel subliniază un lucru și atenție, e pentru pocăiți că este asta. Zice, va exista o schimbare reală în viața voastră. Va fi o tranziție reală de la vechi la nou. Veți asuma statutul pe care l-aveți în Hristos când veți înțelege cu adevărat valoarea adevărului și veți renunța la minciună.
De ce oameni buni? Pentru că minciuna este atât de tentantă pentru fiecare om. Rămâne tentantă și pentru pocăiți, credeți-mă. Citit undeva un articol, un studiu sociologic și există câteva motivații majore pentru care oamenii ajung să mintă în viață. Se spune acolo în studiul respectiv că 44% din oameni, din situațiile în care oamenii ajung să mintă, o fac pentru că vor să obțină ceva. 44% din motivația minciunii este direcționată înspre modalitatea de a obține ceva sau, dacă vrei, de a te promova. În 36% mai apoi din situații, din cazuri, oamenii mint pentru că vor să se protejeze. Și uneori preferăm minciunea în locul adevărului pentru că vrem să ne protejăm. În 11% din cazuri oamenii mint pentru că vor să impresioneze. Ești în perioada de asediu asupra inimii unei fete și nu mai știi cum să o cucerești. I-ai spus că ești botezat, i-ai spus că mergi la biserică, i-ai spus nu știu câte versete din Biblie și încă parcă n-o cedat. Și atunci încep să mai bași de la tine. Pentru că vrei să impresionezi. De foarte multe ori oamenii, în 11% din situații, oamenii mint, spune acest studiu, pentru că vor să impresioneze. Și 9% din cazuri, oamenii mint din motive neclare. Nici ăștia nu știu de ce mint unii oameni. Dacă nici specialiștii nu știu de ce mint, să vă imaginați. Spunea tot în direcția asta, un sociolog de la Harvard, Bruno Welschwer, că adevărul vine în mod natural. Adică nu trebuie să te chinui să spui adevărul, că îți vine în mod natural. Dar spunea el, minciuna presupune un efort mental considerabil. Adevărul e că să creezi un scenariu, să inventezi o chestie, îți trebuie să spui minte la contribuție. Și uitați-vă cum ne stricăm noi neuronii inventând minciuni. Problema, știți care este? Că spunea cineva, omul care minte trebuie să aibă o memorie foarte bună, trebuie să ia și Memo Plus. De ce? Acum ai scăpat o minciună ca să scapi dintr-o situație, că în 36% din cazul oamenii mint să se protejeze. Bun, dar tu trebuie să o ții minte, că peste o săptămână nevastă te întreabă așa, întâmplă, dar ce ai zis că... Și dacă nu ții minte ce ai spus, te-o prins. Vedeți dumneavoastră, adevărul este că minciuna, spunând o dată, e o metodă foarte ispititoare și pentru creștini. Numai că, dragii mei, noi știm spiritual un lucru care trebuie să ne dea mult de gândit. Diavolul este cine? Tatăl minciunii. Diavolul este tatăl minciunii, spune Ioan capitolul 8 cu versetul 44 și mai mult de atât, același Ioan spune în 1-a sa epistolă în capitolul 2 cu versetul 21, nicio minciună nu vine din adevăr. Nicio minciună nu vine din adevăr. Dragii mei, trebuie să înțelegem un lucru. Când nu spunem adevărul, când alegem să nu spunem adevărul, vor suporta consecințe cei cărora nu le-am spus și mai mult de atât, vom suporta și noi consecințe care nu le-am spus. Sunt două categorii de oameni care sunt afectați. Când nu spui adevărul, este afectat cel care nu-i spui, căruia nu-i spui adevărul și te afectează pe tine, pentru că tu nu-l rostești. Sunt atâtea situații și m-am confruntat în slujire și nu numai când există oameni, de exemplu, și m-a spus probabil în biserică de mai multe ori, situații dramatice, trebuie să le recunoaștem. Oameni probabil aflați în faze terminale a unor boli grave. Oameni care sunt pe ultima 100 de metri fizic pe acest pământ. Și cei din familie, într-un mod spun ei de a-i proteja, nu le spun adevărul, uite, mai e 2 luni de trăit. De foarte multe ori alegem să nu le spunem adevărul pentru că spunem noi vrem să-i protejăm. Dar v-ați gândit oare că probabil acele 2 luni de zile pe care le mi-au de trăit, în acele 2 luni de zile oamenii ăștia pot să se corecteze în relația lor cu Dumnezeu și pot să aibă o atitudine prin care să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Știu că e un lucru dureros. Știu că în mod instinctiv alegem uneori să nu spunem adevărul pentru că ne temem pentru că s-ar putea să fie prea dureros. Dar cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, spune că adevărul ne va face slobozi. Există un singur mod în care putem să înțelegem acest lucru, slobozenia pe care ne dă Dumnezeu. Acum, Apostolul Pavel menționează și aici cui trebuie să spunem adevărul. Vedeți versetul 25?
fiecare din voi să spună aproape lui său, ce? Adevărul. Și acum întrebarea este, cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Dacă trebuie să-i spun adevărul, hai să vedem cine este aproapele meu. Dragii mei, când vorbim despre aproapele meu, există o dublă dimensiune. Aproapele meu există, e într-o dimensiune spirituală și mai apoi într-una fizică. Aproapele meu, din punct de vedere spiritual, dragii mei, suntem, Apostolul Pavel spune aici în versetul 25, suntem mădulare unii altora. Suntem mădulare unii altora. Aici cuvântul, termenul din limba greacă pentru mădular este melos, care știți ce înseamnă și se folosește niciodată, acest termen nu se folosește pentru descrierea membrilor unei organizații, ci a unui organism. Când Apostolul Pavel folosește terminul acesta, melos, membri, mădulare unii altora, nu se referă la o organizație, ci se referă la un organism. Ori, dragii mei, noi știm bine că Biserica lui Hristos nu este o organizație. Biserica lui Hristos nu este un SRL. Biserica lui Hristos nu este o societate pe acțiuni. Biserica lui Iisus Hristos este un organism viu. Biserica lui Dumnezeu este un trup viu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem mădulare unii altora. De aceea, dragii mei, ascultați-mă, spiritual, aproapele meu, sunt toți oamenii care fac parte din trupul lui Hristos. Ăștia sunt aproapele meu. Dar mai mult de atât, nu este doar o dimensiune spirituală, ci este și una, dacă vreți, fizică. Și dimensiunea fizică, aproapele meu, se transpune în dreptul oamenilor cu care noi interacționăm, în dreptul oamenilor cu care noi intrăm în contact. De aceea trebuie să spunem adevărul nu doar în comunitate, în biserică, ci trebuie să spunem adevărul, dragii mei, cu toți oamenii și în dreptul tuturor oamenilor și în toate conversațiile pe care le avem cu oamenii cu care interacționăm. Și spun la asta, Dumnezeu să ne ajute. Despărțirea, dacă vreți, de ruperea aceasta, trecerea, transformarea, schimbarea de la vechi la nou, se produce când eu și cu tine vom înțelege valoarea adevărului și vom renunța la minciună. Al doilea principiu pe care Apostolul Pavel îl enunță aici și este practic, dacă vreți, legat de trecerea de la vechi la nou. Spune Pavel, se va produce trecerea asta de la vechi la nou în momentul, dragii mei, în care, înțelegând valoarea muncii, vom renunța la furt. Și vei spune, frate Dorel, dar asta e o predică de evangelizare, asta nu e pentru biserică, nu e pentru pocăiți care vin duminică dimineața la biserică, care vin de 5 ani la biserică, care sunt botezați, care cunosc Biblia. Apostolul Pavel, dragii mei, în mod paradoxal, dă sfatul ăsta și spune într-un mod imperativ unei biserici, unor oameni care veneau la biserică, pentru că în Efes, ca în multe alte biserici, oamenii aveau o problemă în direcția muncii. Și Apostolul Pavel specifică cât se poate declara în versetul 28, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Da, dragii mei, pocăința implică și dimensiunea muncii. Pocăința presupune și o etică, dacă vreți. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dragii mei, să fim cât se poate de responsabili în direcția aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne conștientizează, pe noi care suntem aici. Modalitățile de procurare a unor lucruri în mod ilicit e furt. Și, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune, ție ca pocăit, tu trebuie să înțelegi valoarea muncii. Și înțelegând valoarea muncii, să renunți la furt. E adevărat că m-am gândit că din toate versetele din Biblie, parcă ăsta e cel mai drept înspre poporul român. Parcă niciunul care ne atinge mai tare decât ăsta, pentru că noi avem o problemă endemică în zona aceasta. Cred că numai în România au fost situații în care, dumneavoastră realizați că în urmă cu câțiva ani de zile au fost o situație în care șoferii de pe ambulanță din Caracal, unde știți că s-au întâmplat multe minuni, e orașul în care s-au întâmplat multe miracole, gen pușcărie pe strada Libertății. Și gândiți-vă că șoferii de pe ambulanță au făcut un fel de cartel și oamenii ăștia când aveau o intervenție, efectiv mergeau mai încet să facă economie la motorină și să poată să o pună pe lângă deoparte. Ce vă spun este un caz care a fost anchetat de către DNA, se așteaptă sentința în viitor apropiat. Un cartel întreg. Deci ei au făcut o convenție, bă, dacă avem unde mergem cu ambulanța, nu contează de situație, mergem mai încet.
Să nu-ți iasă ție consumul de 12%, ci să iasă sub 8%, ca să fie ok, pentru să nu fie, să fie bine, vorba românului, să nu fie rău. Pentru ei bine, pentru alții rău. Asta e situația în care trăim. Dar Apostolul Pavel, cu atât mai mult, dragii mei, ne îndeamnă, schimbă-ți atitudinea față de muncă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, există foarte mare ispita asta să privești locul de muncă ca pe o chestie strict omenească. Ce faci? Mă duc la scârbici. La numai la românii vorba asta, nu-i servicii scârbici, frate. Știți, Apostolul Pavel zice o chestie care trebuie să ne dea de gândit. Bă, oameni buni, munca, locul de muncă, ceea ce faci, nu e o chestie doar, dacă vreți, de natură omenească. Pentru că munca ta are implicații spirituale. De aia spune Apostolul Pavel, schimbă-ți atitudinea față de muncă. Pentru că munca este un mod prin care tu și cu mine îl putem onora pe Dumnezeu. Este un mod prin care îl putem să aducem slavă și glorie lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10:31, deci fie că mâncați, atenție, ceea ce ne place, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru ce? Pentru slava lui Dumnezeu. Alea 8 ore când stai la locul de muncă, spune Apostolul Pavel, așa să lucrezi, încât să fie slăvit Dumnezeu, încât să fie onorat Dumnezeu prin modul în care muncești. E adevărat că noi avem o problemă cu patronul, cu șeful, da? Ăsta nu ne dă salariul, lasă că avem noi grijă să nici lui să nu-i fie prea bine. Apostolul Pavel spune, când te duci la lucru, nu te duci pentru omul ăla. Când muncești, tu prin ceea ce faci, trebuie să-L onorezi pe Dumnezeu, trebuie să-L slăvești pe Dumnezeu. Dacă ești cumva, lucrezi undeva la un magazin și ești la scanat acolo, la casa de marcat, băi, dă-i un zâmbet la omul ăla, că l-ai distrus, e ăla prăbușit, e mai vede și pe tine, bună dimineața, cu ce vă putem să... L-ai terminat. Ăla poate vin după o ceartă cu nevastă sa. Și te mai vede pe tine. Și își aduce aminte de nevastă să are când pleacă de acolo. Nu... Apostolul Pavel spune, prin ceea ce faci, acolo unde te-a pus Dumnezeu, dă valoare muncii tale, onorează-L pe Dumnezeu. Pentru că îl glorifici pe Dumnezeu la locul de muncă sau prin munca ta, știți când suntem dependenți de El, spui, Doamne, depind de Tine și în locul ăsta, când ești integru la locul de muncă. Dumneavoastră știți că există un studiu făcut în România de data asta? Și auziți? Oamenii fură patronii mai mult chiulind decât ciupind. Chiulul produce mai multe pagube decât ciupeala. Statistic. Dacă tu în loc de 8 ore lucrezi 5 pe bune sau 4, ăsta este un mod în care nu îl fentezi doar pe patron, ci este un mod în care îl dezonorezi pe Dumnezeu. Dar scenele alea desprinse din SF, care le vedeți în șantierele din România, unul muncește și patru stau și se uită lângă ăla. Da. Sunt lucruri pe care le trăim. Și spune Apostolul Pavel, nu trăi după mentalitatea vremii. Da, știu că trăiești în România, că asta îți ocupă tot timpul, că în mod normal oamenii vor să tragă de la lucru, nu să lucreze, dar spune Apostolul Pavel, fii diferit. De ce? Pentru că Pavel spune nu doar să muncim. Pavel nu spune doar să muncesc ca să ai. Ci Apostolul Pavel spune un principiu pe care știu că l-am anunțat de multe ori în biserică. Spune Pavel, tu nu trebuie să muncești ca pocăit numai să ai, ci tu ca pocăit trebuie să muncești ca să ai ce să dai și altora. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 28. Cine fura să nu mai fure, am înțeles-o, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Care-i scopul? Ca să aibă el, să fie nevasta fericită, să poată să o scoată într-un city break, să poată să meargă la restaurant, să poată să-i cumpere poșetă, ce spune ca să aibă ce să dea celui lipsit. Au. Deci când te trezești dimineața și doari spatele și nici cu trei cafele nu-ți reviști, trebuie să mergi la locul de muncă,
Te gândești, bă, pentru ce lucrez eu astăzi? Ia să vă pentru nevastă, n-am chef. Pentru copii, nu că-s nerecunoscători. Când te trezești dimineața, dacă ai nevoie de un stimulant, să mergi la locul de muncă și să fii integru și să muncești cum se muncește. Trebuie să te ridici dimineața și să spui, trebuie să lucrez, trebuie să fiu eficient, trebuie să dau randament la locul de muncă, pentru că trebuie să câștig. Pentru că dacă eu voi câștiga, pot să dau celui care este lipsit. Pot să binecuvântez pe cel care are nevoie de binecuvântarea mea. Pot să fiu o binecuvântare pentru alții. De-aia, cuvântul lui Dumnezeu spune, schimbă-ți atitudinea față de muncă. Pentru că am înțeles în dimineața asta că furt nu este doar să ciupești. Furt înseamnă și să chiulești. Da? N-am auzit amila asta, știu că e multă împotrivire. De eu v-am zis, să nu ziceți că nu știți. Apostolul Pavel, vedeți, capitolul 4 din Efeseni este într-o dimensiune practică. Este lucruri practice. Când înțelegi adevărul, vei renunța la minciună. Când înțelegi valoarea muncii, spune Apostolul Pavel, vei renunța la furt. Apoi, în al treia zonă în care Apostolul Pavel ne spune că există o schimbare între de la vechi la nou, tranziția asta de la vechi la nou, se va produce, știți când? În momentul în care, înțelegând valoarea limbajului, dragii mei, a cuvintelor, dacă vreți, vom renunța la cuvintele neziditoare. Când înțelegem valoarea limbajului, comunicării, vom renunța la cuvintele neziditoare. Versetul 29, niciun cuvânt stricat, spune să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Când Apostolul Pavel, dragii mei, se referă la a nu folosi cuvinte stricate, în capitolul următor oferă și câteva exemple. Uitați-vă versetul 4 din următorul capitol din Efeseni, în capitolul 5. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Vorbirea e foarte importantă. Și trebuie să fii atent la conținutul cuvintelor tale, la ceea ce spui, dar trebuie să fii la fel de atent și la modalitatea în care spui ceva. La fel de important este și momentul când spui un anumit lucru. Contează conținutul, filtrează-l prin prisma conținutului ceea ce spui, filtrează-l prin modul în care îl spui, pentru că poți să spui un adevăr pe ton de ceartă. Pacea Domnului! Chiar că îți dă o pace așa? Dumnezeu să te binecuvânteze și pe mine. Sincer acum. Contează, vedeți dumneavoastră, nu doar conținutul. Contează și modul în care îl exprim, dar mai mult de atât, spune Apostolul Pavel, contează și momentul. Pentru că un adevăr bun, spus la un timp nepotrivit, s-ar putea să nu aibă efectul dorit. De aceea, dragii mei, Matei 12:36, dacă puteți afișa versetul ăsta, mi-e și greu să-l rostesc. Dar auziți ce spune Iisus. Hai să citim. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. 15.000 de cuvinte rostește un bărbat în medie, 25.000 o femeie, statistic, încă o dată, vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. La un astfel de cuvânt nu putem să spunem decât, Doamne, ai milă și ajută-ne, Domnul, să ne pocăim. Acum, atenție, vreau să distrugem un mit, nu știu dacă o să reușesc, dar încerc. Cred că e o muncă din asta, e fel de mit al lui Sisif. Oameni buni, sunt unii care cred că versetul 29 și versetul 4 din capitolul 5 sunt argumentele supreme pentru un limbaj exclusiv sobru. Oamenii asta cred că avea atenție ce spune versetul 20, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Mai mult de atât,
Spune aici versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Oamenii cred că acesta este argumentul suprem prin care Apostolul Pavel ne spune că trebuie să fim sobri. Și mai mult de atât, dragii mei, există oameni care cred că sfințenia este apanajul sobrietății. Nu poți fi sfânt dacă nu ești sobru. Numai că, dragii mei, un cuvânt ziditor, dragii mei, uneori poate să fie rostit pe un ton ironic. Frate, de unde ai scos asta? O să spun ceva. Vă duceți aminte de 1 Împărați, capitolul 18, versetul 24, când Ilie rostește un adevăr? Pentru că există situații în viață când nu poți să-l convingi pe un om de propria lui ipocrizie, de propria lui limită, uneori decât folosind un ton care pare, atenție, nepotrivit, dar care e foarte folositor. Vă duceți aminte ce marele proroc Ilie, ăsta era proroc, atenție, vorbea cu Daș Amin. Și sunt atâția oameni care cred că un proroc n-are voie să folosească ironia, că prorocul trebuie să fie sobru, n-are voie nici să zimbească. Oameni buni, Ilie spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, în confruntarea lui cu prorocul lui Baal, spune cuvântul lui Dumnezeu că le zice Ilie, la amiază, auzi ce spune cuvântul Domnului, la amiază Ilie și-a bătut joc de ei. Și au zis, mă, strigați mai tare că poate Dumnezeul vostru doarme. Asta e Ilie, nu-i doar el. 1 Corinteni, capitolul 4, cu 8, Apostolul Pavel folosește ironia. Uitați-vă, era un Corint, o partidă, cum a fost și pe la noi mai mult până anii 90, oameni care vorbeau în alte limbi, exclusiv în alte limbi, știți de ce? Pentru că ei spuneau așa, domne, prin faptul că eu vorbesc în alte limbi, arat că eu fac parte, vorbesc limba împărăției lui Dumnezeu și deja eu sunt în împărăție. Deci dacă nu vorbești în alte limbi, tu nu faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Și în Corint exista un exces carismatic în care toată lumea vorbea, majoritatea vorbea în alte limbi cât mai mult. De-aia Pavel spune, mai bine vorbești 5 cuvinte înțelese. Dar auziți tonul lui Pavel, 1 Corinteni în capitolul 4, cu versetul 8. Iată-vă sătoi. Nu mai știe Pavel cum să-i corecteze pe oamenii ăștia. Și Pavel folosește, uitați-vă, în mod subtil ironia. Oh, zice, iată-vă sătui, iată-vă ajuns bogați, iată-vă împărățind fără noi. Adică ăștia deja să cred în împărăție și să cred deja pe poziție, că o și revendica binecuvântările spirituale. Îs al lor în buzunar, nu mai trebuie să aștepte nimic. Și Apostolul Pavel, dragii mei, folosește ironia ca să le atrag atenția că sunt pe o direcție greșită. Ce vreau să spun, dragii mei, este un argument pentru... Aha, frate Dorel, acum mi-a dat argumente la biserică, trebuie să fiu ironic cu nevasta, cu soacra, nici să încerci, dar mi-a dat argumente să fiu ironic. Nu-i vorba despre asta. Dar, dragii mei, nu vreau să confundați sfințenia cu sobrietatea. Nu confundați lucrurile acestea. Crezând că sfințenia este apanajul exclusiv al oamenilor sobri, reci, oamenii care nu schițează nicio grimasă niciodată, dragii mei, dimpotrivă, ceea ce vrea să sublineze Apostolul Pavel este următorul lucru. Dragilor, spuneți adevărul. Comunicați adevărul. E foarte important să spuneți adevărul. Ba mai există o tendință, și voi o știți, în tendința asta neocarismatică, care pornește de la Proverbe 18 cu 21, că în puterea, în vorbirea ta, știți, în puterea limbii stă viața și moartea. Ok? Și am auzit o chestie, cred, genială, într-un fel. La un moment dat, un soț zice către nevastă sa, aveau doi băieți, neastă împărați, ca de obicei, și la un moment dat a zis ăsta, bă, zice, mă omoară copilul ăsta, bă, nevastă, mă omoară copilul ăsta, nu mai pot, mă mănâncă cu zilele. Acum nevasta de 3 săptămâni, 4, asculta nu știu ce tele-evanghelizi din ăsta de păstă ocean, neocarismatic, care... Tași, ferească, ce ai spus? Păi ce am zis? Că mă omoară pruncul. Doamne ferește! Acum pui-te pe genunchi, ce să fac? Dezleagă-te! De ce să mă dezleg? Bă, dezleagă-te că ai rostit blestema asupra ta. Acum mori. Tu înțelegi că o să mor că ai rostit expresia asta. Oameni, nu trebuie să mergem într-o direcție extremă. Dar Apostolul Pavel spune într-un mod clar, rostiți adevărul,
promovați adevărul, fiți atenți la limbaj, folosiți cuvinte ziditoare, folosiți cuvinte ziditoare, folosiți cuvinte prin care să puteți zidi, prin care să-i puteți ridica pe alții. Ajută-ne, Domnul, asta. Știți de ce? Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, marea noastră cursă în care cădem cei mai mulți când e vorba de limbaj, este că lăsăm ceea ce simțim să determine ceea ce spunem. Ceea ce simți determină ceea ce spui. Și pentru că nu reușim să biruim ispita asta, cădem de foarte multe ori și ajungem să rostim cuvinte neziditoare, pentru că suntem în clocot, pentru că ne-am enervat, pentru că am avut o zi proastă. Există o scenă memorabilă. Știți, în Biserica Romano-Catolică, copiii la 12 ani sunt duși la confirmare, nu la binecuvântare. E o altă tradiție, nu intrăm într-un studiu biblic. Dar sunt doi copii care, în două etape diferite ale istoriei, știți, în Biserica Romano-Catolică, unii copii sunt aleși pentru a duce potirul cu Sfânta Împărtășanie la altar. Doi copii, în două cadre diferite, mergeau înaintea preotului cu acel potir spre altar, cu vinul împărtășaniei. Amândoi se împiedică la un moment dat. Se împiedică, cad și varsă tot vinul ăla sacramental al împărtășaniei. Acum, pentru că în Biserica Romană-Catolică vinul euharistic este considerat un sacrament și un sacrilegiu să scapi o picătură de vin. Cei doi copii, în două etape diferite ale istoriei, se împiedică și cad și varsă tot conținutul în fața altarului. În dreptul unuia dintre ei, preotul s-a enervat foarte tare. Ce ai făcut? Cum ai putut? De ce n-ai fost atent, împiedicatule? L-a certat. Și copilul a plecat din biserică plângând. În dreptul celuilalt copil, într-o altă etapă, într-o altă vreme istorică, preotul însă s-a plecat lângă el, copilul plângea deja. S-a plecat lângă el pe genunchi și a spus: băiete, nu-i nimic, Hristos mai are vin din belșug. L-a ridicat, l-a mânghiat pe crește și a zis: nu-i nimic, hai că luăm înapoi altul, facem rugăciunea și plecăm înapoi la altar. Dragii mei, acest de-al doilea copil care a fost mângâiat și zidit de către preotul acesta a devenit peste ani cunoscut în istorie, Sfântul Ansel de Canterbury, unul dintre cei mai mari teologi creștini. Celălalt care a fost bruscat, celălalt care a fost apostrofat de către preot, a fost un vecin de-al țării noastre, Iosif Broz Tito, care a devenit un dictator, știți bine, feroce și care n-a vrut să audă de biserică toată viața lui. N-a mai intrat în biserică de la 12 ani. Care e diferența? Diferența, dragii mei, este de atitudine, de modul în care comunici ceva. De ce Apostolul Pavel spune: folosiți cuvinte ziditoare. Și omul cel nou, chiar dacă uneori ceea ce e în inima ta, chiar dacă uneori ești tulburat, omul cel nou nu lasă ca ceea ce simte să determine ceea ce spune. Domnul să ne binecuvânteze la asta. Și, dragii mei, vreau să închei spunându-vă în această dimineață că de la vechi la nou se face o trecere, într-un mod practic, spune Apostolul Pavel, atunci când înțelegând valoarea părtășiei, vom renunța la conflicte. Când înțelegi valoarea părtășiei, cât de important este părtășia, vom renunța la conflicte. Versetul 31 spune cuvântul lui Dumnezeu: orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Și ceea ce Apostolul Pavel vrea să spun aici este că omul cel nou, când înțelege valoarea părtășiei, pur și simplu, realmente, renunță la formele de conflict, renunță la certuri, renunță să mai intre în fel și fel de lucruri care nu aduc zidire nici lui și nici comunității din care face parte. Dragii mei, există o vorbă la români înțeleaptă, pe care nu prea o aplicăm, din păcate: când doi se ceartă, al treilea ce face? Câștigă. Și acum, dragii mei, uitați, ne spune Apostolul Pavel cine câștigă când noi ne certăm. Versetul 27, uitați, unul dintre cele mai scurte parcă versete din Biblie: și nu dați prilej cui? Diavolului. Când noi ne certăm,
Când în loc de părtășie există conflicte, dacă există cineva care profită de situația asta, dacă există cineva care câștigă când doi oameni se ceartă, spune cuvântul lui Dumnezeu că cel care profită de situația asta este diavolul. Și un mod, dragii mei, prin care noi putem să dăm prilej diavolului, să facilităm lucrarea lui, este tocmai prin a întreține anumite conflicte. De Apostolul Pavel spune că omul cel nou nu dă prilej diavolului. Omul cel nou nu se lasă angrenat în conflicte, pentru că omul cel nou înțelege valoarea părtășiei, înțelege cât de important este ca în relațiile pe care le avem unii cu alții să existe părtășie și să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, orice formă de conflict dintre noi să dispară. Și spune Apostolul Pavel, dimpotrivă, iertați-vă unii pe alții și ne dă modelul lui Hristos. Există un reper pe care noi îl avem și să ne ajute Dumnezeu la asta. Pentru că, dragii mei, orice conflict, gândiți-vă la nivel de biserică. Haideți să o luăm în mod practic. Orice conflict, dragii mei, în interior, știți ce se produce? Un conflict care este interiorul unei comunități, știți ce face? Dragii mei, produce o stagnare a maturității comunității respective. Pur și simplu nu reușim să ne maturizăm spiritual câtă vreme între noi există conflicte. Dar gândiți-vă că dacă în interior, dragii mei, maturizarea noastră este afectată, în exterior, mărturia noastră este afectată. Dacă în interior suntem afectați în ceea ce privește maturizarea noastră spirituală, că n-ai cum să crești spiritual acolo unde există conflicte, acolo unde este un mediu tensionat. Dar mai mult de atât, spune Apostolul Pavel, când există conflicte, și uitați-vă în spiritul cuvintelor lui Dumnezeu din întreaga Scriptură, când există conflicte în cadrul unei comunități, a unei familii, dacă vreți, în cadrul unei relații, nu doar că noi că ne autosabotăm, că ne limităm maturizarea în Hristos, dar în același timp mărturia noastră este afectată. Mărturia noastră este afectată. Gândiți-vă ce credibilitate putem să avem noi, ce credibilitate, ce autoritate putem să avem în predicarea Evangheliei, să le spunem altora, împacă-te cu Dumnezeu, dar eu certam cu jumate din biserică. Haideți să fim onești. Du-te și spune-i copilului tău că trebuie să împace cu fratele sau și tu ești iertat cu maică sa. Trebuie să vă împăcați, dar tu cu mami de ce nu? La noi e altceva. Tu taci și nu comenta, tu fă ce spune. Da? Ce autoritate putem să avem în direcția asta? Conflictele, dragii mei, adevărul este că aceste conflicte stopează maturitatea noastră, stopează creșterea noastră și afectează mărturia noastră. Afectează mărturia și misiunea bisericii. Dar vedeți dumneavoastră, acolo unde există conflicte, ca să existe rezolvare, trebuie să existe trei elemente. Trebuie să fie cineva dispus să ceară iertare, trebuie să fie cineva dispus să ierte și este nevoie de foarte multe ori cineva dispus să medieze între cele două părți. Foarte multe conflicte de astăzi nu se rezolvă pentru că nu există oameni dispuși să ierte, mai apoi pentru că nu există oameni dispuși să ceară iertare și există foarte multe conflicte care nu se sting astăzi pentru că nu mai există oameni care să medieze un conflict sau o ceartă dintre două părți. De aceea trebuie să privim cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, din păcate, un mod prin care diavolul a sabotat mărturia și lucrarea multor biserici. Și pentru numele Domnului spun, vreau să ne luptăm din toată inima în această comunitate, Dumnezeu să ne păzească. Pentru că dacă există un mod prin care putem să limităm propovăduirea Evangheliei, dacă există un mod prin care putem să ne ratăm misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să ne ineficientizăm darurile, este, dacă vrei, stările, sunt stările conflictuale, să ne păzească Dumnezeu de asta. Pentru că noi avem nevoie de părtășie. Pentru că în părtășie, oameni buni, se coboară prezența lui Dumnezeu. În cadrul părtășiei se coboară și se manifestă prezența lui Dumnezeu. N-am să uit niciodată, în anul 2005, la București, eram, țin minte, anul întâi la facultate, A venit în România un mare om al lui Dumnezeu, David Wilkerson, cel care a scris cunoscuta carte, Crucea și Pumnalul.
Și a venit David Wilkerson, să-mi țin minte, la sala palatului, era arhiplină sala palatului, vreo 5.000 de oameni, a fost pentru 3 zile și țin minte prima seară de vineri. Parcă o văd scena aia așa cum în fața ochilor mei, m-a marcat, credeți-mă. Erau acolo păstori din toată România, probabil că au fost peste 100 de păstori. Erau foarte mulți oameni și David Wilkerson a avut un mesaj și a subliniat foarte, foarte insistent și chiar el spunea, a zis, nu știu de ce Duhul Dumnezeu mă direcționează să subliniez aspectul părtășiei. Oameni buni, nevoie de părtășie între voi, oameni lui Dumnezeu, nevoie de părtășie. Treceți peste ambiții, treceți peste orgolii, treceți peste răni, prereconciliere. Și când s-a terminat programul, țin minte că a fost invitat fratele Rivi Știpei, era președintele cultului pe vremea aceea, a fost chemat la final să facă o rugăciune de mulțumire. S-a rugat, a mulțumit lui Dumnezeu pentru seara aceea frumoasă de părtășie. Și la un moment dat, din sală, s-a ridicat un păstor cu capul în pământ, s-a dus înspre scena sării palatului, 5.000 de oameni erau acolo, și era cel care organiza, prezenta seara aceea, conducea seara respectivă, era fratele Pei, tocmai mulțumise Domnului, și s-a apropiat omul ăsta de cei doi și i-a zis fratelui care conducea programul, l-a zis, frate, te rog să-mi dai microfonul puțin. Asta era nedumerit, toată lumea ne uitam la el și a zis, te rog frumos, doar un minut. I-a dat microfonul și a zis, frate Tipei, cu lacrimi în ochi era, a zis, Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceasta. Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceasta. Știți că de mult timp am avut față de dumneavoastră anumite obiecții, anumite critici și le știți prea bine. Dar a zis, Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit în această seară și am venit aici în fața tuturor și în special în fața ta. Am venit să spun că în numele Domnului îți cer iertare pentru tot ce am spus, pentru tot ce am făcut. Am venit aici să spun că îmi pare rău și că vreau să mă ierți și dacă se poate, aș vrea să începem o etapă nouă în relația noastră. A fost o scenă memorabilă, țin minte și acum, când fratele Dipei i-a întins mâinile și a zis, bărbate, hai încoace. S-au îmbrățișat amândoi și țin minte că efectiv efectul în sală a fost unul wow. Trebuie să recunosc că nu mai văzusem în viața mea până atunci o astfel de scenă. Dacă ați fost acolo, credeți-mă, o scenă de genul ăsta, o imagine de genul ăsta e mai mult decât 10.000 de cuvinte. Efectiv, am văzut puterea iertării, puterea părtășiei într-un cadru viu. Doamne, ce putere! Doamne, ce forță este în iertare! Ce forță este în unitate! Și Apostolul Pavel zice, orice iuțime, orice amărăciune, orice tensiune dintre voi să piară, să dispară, zice Apostolul Pavel, pentru că voi sunteți al lui Dumnezeu. Pentru că voi nu sunteți membri unei organizații unde e competiție și concurență să se sape unul pe altul care să fie mai în față, ci voi sunteți parte unui organism viu care se numește Biserica lui Iisus Hristos. Și în Biserica lui Iisus Hristos noi suntem mădulare unei altora. Și Apostolul Pavel vrea să spună în Efeseni, capitolul 4, la 17 la 32, Dumnezeu v-a înnoit, Dumnezeu v-a dat o identitate, un statut nou, dar trăiți ca oameni noi. Nu mai stați legați de omul cel vechi. Dumnezeu v-a dat statut nou, identitate nouă, relații noi. Trăiți ca oameni noi în Hristos și oamenii noi înțeleg valoarea adevărului și renunță la minciună. Oamenii noi în Hristos înțeleg valoarea muncii și o apreciază și îl fac ca pentru Dumnezeu tot ceea ce fac. Oamenii noi, dragii mei, oamenii noi înțeleg valoarea limbajului,
a cuvintelor ziditoare și le folosești și le întrebuințează. Oamenii noi în Hristos trec de conflicte și intră în zona părtășiei pentru că înțeleg valoarea ei. Probabil că veți întreba, frate Dorel, ești o apariție neobișnuită în dimineața asta. Puțin cu barbă, într-un mod răsăritean, costum negru. Trebuie să recunosc că e o raritate. Dar știți ce m-am gândit? Cum aș putea să fiu mai aplicativ la finalul acestui mesaj? Să înțelegeți că mi-am lăsat o săptămână jumate barbă, mâine o dau jos. Pentru că forța imaginii contează. Pentru că am vrut să vă spun ceva. Am venit în dimineața asta la o mormântare. Da, am venit la o mormântare astăzi. Aș vrea să mormântăm omul cel vechi astăzi. Și am venit pregătit pentru slujbă, după cum vedeți. Este negru. Aș vrea să facem o slujbă de mormântare pentru omul cel vechi și în același timp o sărbătoare pentru omul cel nou care e în tine, pe care l-a pus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, în urmă cu 2000 de ani, a murit la Golgota să-ți dea o identitate nouă, să fiu un om nou în Hristos. Să trăiești în adevăr, să iubești adevărul, să vezi 8 ore de lucru, nu ca pe o corvoadă, ci ca pe binecuvântare. Wow, îți mulțumesc, Doamne, că pot să muncesc, să câștig 2000 și ceva de lei și din ei să pot să binecuvântez o familie săracă. Wow, ce binecuvântare! Mulțumesc că mi-ai dat 2 mâini, pot să muncesc cu ele și cu mâinile astea care muncesc, Doamne, pot să întind spre o mână slăbită, spre o mână care poate nu se poate mișca, paralizată, dar pot să fiu binecuvântare. Doamne, îți mulțumesc că pot să muncesc, să mulțumesc pentru jobul meu și pentru patron, chiar dacă e zgârcit, îți mulțumesc, Doamne, binecuvântă-l, știu că Tu poți să lucrezi la inima lui și la mâna lui mai apoi. Doamne Dumnezeule, înțeleg că sunt nou, sunt un om nou și că lucrurile vechi, spune Pavel, s-au dus și e o tranziție pe care trebuie să o faci tu, dar trebuie să renunți la cuvintele care nu zidesc. Folosește cuvinte care zidesc și ca să zidești, ca să ai cuvinte ziditoare, nu întotdeauna ce simți, ci ceea ce trebuie să spui mai important. Părtășia e un deziderat al bisericii suprem. Ce trist e Pavel când se uită în Corinteni și vede numai partide și certuri. Inima lui Dumnezeu, inima de Tata lui Dumnezeu este frântă. Știți? Când El a murit pentru noi să fim noi și ne comportăm ca oamenii vechi. Haideți să ne ridicăm în picioare în dimineața asta și aș vrea să te rogi lui Dumnezeu și aș vrea să spui, Doamne, chiar aș vrea să îngrop astăzi omul cel vechi. Aș vrea să fie o slujbă de mormântare, Doamne. O slujbă de mormântare pentru omul cel vechi și o slujbă de celebrare pentru omul cel nou, care m-ai făcut după chipul și asemănarea Ta. Sunt nou în Hristos, sunt o făptură nouă în Hristos. Ce minunat! Dumnezeu mi-a dat un statut nou. Nu mai sunt un păgân care pleacă, vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Sunt un copil al lui Dumnezeu care a fost luat din păcat și care este dus spre împărăția lui Dumnezeu. Am un limbaj nou, am un comportament nou, am un Dumnezeu măreț. Nu mai sunt omul vechi care am fost, sunt nou în Hristos. Dumnezeu vrea să fii nou. Toate cele vechi, spune Pavel, s-au dus, roagă-te lui Dumnezeu în această dimineață și spune, Doamne, ajută-mă să fiu omul cel nou. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să mă comport, să gândesc, să trăiesc, să vorbesc ca un om nou. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, ca rămășițele vechiului, Doamne, să dispară din viața mea. Te rog în numele lui Iisus Hristos, dă-mi putere, Doamne, să trăiesc, dar să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Să trăiască în mine din belșug. Și când Hristos trăiește în tine, vei vorbi ca Iisus, vei gândi ca Iisus, vei merge unde a mers Iisus, vei face ce a făcut Iisus. Doamne, vreau să fiu un om nou în Hristos. De la vechi la nou, oameni vii într-o lume moartă. Asta e identitatea noastră. Hai să ne rugăm Domnului pentru asta.